După perioada de sarcină, majoritatea femeilor se confruntă cu câteva probleme esențiale. Astea ar fi petele post-acnee din sarcină, astea ar fi melasma sau petele pigmentare instalate în perioada sarcinii, căderea părului, dar și vergeturile. Dacă vorbim despre tratamentul melasmei, este esențial să utilizăm produse care conțin ingrediente active ca vitamina C, alfa-arbutina, retinolul, vitamina A, dar și alte substanțe active. Păcat este faptul că nu le putem utiliza nici în perioada sarcinii și nici în perioada alăptării. Este bine să așteptăm să treacă aceste două faze importante, după care deja putem relua aplicarea acestor creme sau acestor serumuri. Aceste ingrediente sunt foarte importante din punct de vedere a fiziologiei și formării petei pigmentare, pentru că ingredientele active numite anterior blochează melanozomii atât cei primari cât și cei secundari și astfel nu se mai formează pata pigmentară sau se tratează pata deja instalată. Problema căderii părului după sarcină este o problemă extrem de întâlnită în rândul femeilor care au născut. Este important de reținut faptul că sunt totuși anumite tratamente care pot fi aplicate atât extern cât și intern pentru a diminua căderea părului și pentru a intensifica creșterea unui păr nou. Ca medic cosmetolog vă recomand să utilizați produse sigure atât pentru voi cât și pentru copilașul vostru. Important este să conțină vitamine și aminoacizi care nu ar afecta într-un mod negativ starea de sănătate nici a unuia dintre voi. Sunt produse care se administrează intern, dar sunt și produse care se aplică extern. De aceea vă alegeți varianta optimă pentru voi. Ideal ar fi să le combinați. Eu știu că este foarte important să fiți cât mai liniștite și cât mai frumoase alături de copilașul vostru. De aceea, dacă apar anumite probleme, nu vă panicați, adresați-vă la timp specialiștilor în cazul în care vedeți că nu faceți față și neapărat apelați și la produsele din farmacie care sunt special create pentru voi.